Ei, hey, eu sunt Larisa Antonie și asta este a șasea sau a șaptea oară când fac acest intro. Astăzi ne jucăm Royal High pe Roblox. Știu că trebuia să fac episod de Sims, doar că merge Sims-ul foarte, foarte greu. Nu am ce să-i fac, încerc să-l repar probabil din cauza modurilor și așa mai departe. Chiar nu știu ce are de merge în halul ăla de greu. Merge mie jocul greu de fel, dar de data asta parcă a fost prea de tot. În fine. Ne jucăm Royal High astăzi, pentru că am văzut foarte mulți români pe aici care se joacă și ei și nu prea sunt clipuri de genul pe YouTube și nu că aș vrea eu să fiu moțu, știți ce zic, doar că îmi place jocul, mega maxim și aș vrea să fac, dacă tot îmi place și așa, să mai diversific un pic pe lângă Sims, ca să nu fie exclusiv Sims. Gaming-ul ăsta pe care încerc să-l fac și eu. Sunt praf. Am stat până acum să mă chinui cu sound-ul de habar n-aveți, nu vreți să știți, pentru că se auzea muzica asta de pe fundal mai tare. Eu nici nu știu dacă am voie să pun muzica asta, că poate mi-au claim sau ceva. Mă rog, ideea e că am filmat prima parte unde se auzea muzica peste ceea ce ziceam eu. O să fac un voice-over, nu mai trag încă o dată partea aia pentru că o am deja filmată. Ok, deci eu aici mă duceam către elicopter, așa i-am zis până acum. Și aici, nu știu, mi-am luat țeapă, voiam să intru cu fata aia în lift. E lift, Larisa, lift. Aici eram dezorientată în spațiu, nu știu ce se întâmplă. Mă rog, acum m-am hotărât și eu să chem liftul. Puteți apăsa pe orice buton de acolo, nu contează. Eu sunt perfecționistă și îmi place să apăs acolo. Dau, ies către apartament și apoi mă duc să fac daily login-ul pe calculator, care e foarte important pentru că pe fiecare zi în care faceți chestia asta primiți și mai multe diamante și se ajunge la 3.000-4.000 de diamante și e păcat să nu faceți asta, având în vedere că lucrurile în shop sunt foarte scumpe. 50 ceva de mii de diamante și așa mai departe. Bun, și acum sărim ca niște oameni normali, cum se pun niște oameni normali la somn și apăsăm sleep, adică tasta R. Din câte ați văzut acolo, energia mea era zero pentru că mă jucasem eu așa de capul meu și îmi consumasem energia. Să-ți consumi energia trebuie să zbori, mai pe scurt, să zbori în sensul când mai zbori tu așa după diamante, când farmezi sau când te duci la... Lasă-mă în pace! De ce nu mi-am dat telefonul pe silent? Sau când te duci la cursuri. Aici în joc, bineînțeles. O să vă arăt, urmează să vă arăt aici. Aici, aici și aici, în clip. Așa. După care, da, ăsta este lucru care e portița care va aduce cea mai mare experiență din tot jocul. Dormitul. Efectiv, dormitul aduce aceeași cantitate de experiență, să zic așa. Și e foarte mare. Uitați-vă la steluță acolo jos, în dreapta. Când mă trezesc acum sar ca un om normal, cum se trezește un om normal din pat. Da. Și vedeți cât a crescut, adică aproape un nivel numai din dormit. Și cam atât puteți să fac. Asta e de făcut la pasul ăsta. Și acum eu aici mă duc la cursuri. Și acum trecem la a doua parte, care este să participați la clase, la ore, la Royal High. Puteți să vă duceți în Classic Campus sau în New Campus. Dacă vreți, putem să le facem pe rând, dar o să fac un episod separat, adică un videoclip separat în care o să vă arăt diferențele dintre campusul clasic și noul campus cu noul update. Mie îmi place sincer să mă duc în noul campus. Acolo îmi place mie să mă duc. E foarte mișto. Și tot o să fac un alt videoclip despre cum poți să farmezi. A, uite, este 9 după amiaza, 9 seara, ce drăguț. Da, mă enervează că nu poți, gen, nu știi ce oră e. Asta este foarte enervant. Dacă vrei să te duci la ore, habar n-ai când, cum să zic, nu știi nimic. Când încep, ce oră e în momentul respectiv, ia iurea. Haideți că până la urmă am prins, nu vreau să mă duc la breakfast. Până la urmă am prins aici la clasicul, la campusul clasic. 2, 3, 4, mamă, de la-ți lua pe toate, mă, 6, 7 li iau, na. Așa. Pac, 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 pac. Dacă vreți, adică, na, pot să fac diferența dintre nou campus și campus, de ce zic așa?
Deci avem swimming, deci nu-mi trebuie carte. Bun. Practicați, cum să zic, vă arăt așa în mare orele, rezumativ. Pentru că în același timp, deci după fiecare oră, și book check-ul este foarte important, dar ajungem și acolo, Larisa și mi-au cenzurat, ești nesimțit. De ce? No, bine, hai că fac Larisa fără Antonie, că vrei tu să fii șmecher, na. Sper că-mi las așa, bun. Da, nu mai știu ce voiam să zic, dar hai că îi dăm înainte așa. Îmi pare rău că n-am găsit la nou campus, la ăla șmecheru. Dar și ăsta e drăguțel, e simpluț, așa, pare neterminat, nu știu, nu... E trist, arată trist. Hai să vă arăt o chestie, cât mai stăm să așteptăm. Aoleu, îmi cade microfonul, stați așa, țineți-vă. Hai să vă arăt o chestie ce îmi place mie să fac. Deci îmi place să ajung aici, la aici. Și după aia îmi place să fac asta. Hai mă. Iu! Buf. De obicei cad. Acum nu știu de ce n-am cad. Oh! Prr! Nebunule. Stai că îmi cade microfonul. Put your books away and use this passing period to stretch. Da, deci la asta e swimming class. Ăla de notat. Și nu vă arăt neapărat ce se face acolo, că o să v-am zis, o să fac un episod special pentru asta, să vă arăt diferențele și atunci o să vă arăt exact ce se întâmplă acolo. Dar dacă vă jucați, sunt sigură că știți despre ce e vorba. Practic trebuie să sari peste o bară și trebuie să aștepți aici ca să te pună, să te ia în considerare la oră ca să poți să primești și notă. După aia trebuie să dai go, indiferent dacă ai ajuns tu în camera în care se țin orele sau nu, trebuie să dai go, indiferent. Da, și practic trebuie să te așezi pod asta. Și trebuie să sar peste chestia asta. Dispar, mă, că nu mai văd. Mă, dispar, mă. Ah, lol. Am căzut ca proasta. Haide, tati. Hai sus. Hai sus, deluț. Luați-mă repede de aici că eu mor ca proasta, că nu știu să not. Sus! A căzut și aia. Râde ciop de oală spartă, știți cum zic. Ce ziceam? Am luat un B, păi dacă am căzut așa ca proasta. Uite, vezi, și direct a crescut, mi-a crescut experiența. Acum, ora de muzică. La ora de muzică nu trebuie să faci absolut nimic, având în vedere celelalte ore unde trebuie să faci câte ceva ca să participi la ora practic. La ora de muzică, deci aveți toate cărțile aici, pac, apăsați pe Music Book. Este foarte important book check-ul pentru că la fiecare oră, în afară de ora de not, la fiecare oră aveți, și în afară de PE, asta la nou campus, în afară de astea două aveți nevoie de cărți. Să le aveți în mână, chiar dacă le aveți voi, la voi, cum ar veni. Aveți neapărat nevoie de cărți, pentru că primiți un book check, primiți experiență și dați go. Nu uitați să dați go, că altfel nu vă ia în seamă. Performing Arts. Wow. Și tot ce trebuie să faci e să ai cartea în mână, cum am zis, ca să primești experiență. Eu, ce-a dat aia cu mufa, dar am mușcat din scările alea. Sunt scările ok, sunt în regulă și nu trebuie să faci nimic. Deci, efectiv, să stai. Pe mine m-au pus la undă asta, mă rog. Și primești, să fiți atenți aici, uite, book check. Și pentru faptul că ai mână, primești experiență. Nu foarte multă, însă se adună, pentru că sunt multe ore. Vedeți, de la 7 dimineața la 2. Noi nu o să stăm până la dance, ăsta de la 8, pentru că o să vă arăt diferența când o să fac comparație între cele două campusuri. Și practic, e 8 jumate, stăm până la fără 10 și ne-am tirat. Hai să vedem ce urmează. Deci, music art. Bun, art book.
ca să avem în mână direct, să nu fie probleme, și revenim atunci. Totodată țineți minte cu câtă experiență, adică cât de umplută era steluța asta când am început clipul și cum o să terminăm. Doar dormind și venind la ore. Pentru că asta am făcut. Am dormit prima dată pentru că inițial m-am mai jucat eu înainte și aveam zero energie. Bun, s-a terminat ora. Așteptăm să apară faza aia cu go ca să mergem. Deci am dormit ca să-mi umplu energia pentru a avea de unde scădea în momentul în care vin la ore. Iar la finalul orelor, după ce avem și temă, după aia o să vă arăt că și dacă îți faci tema și o pui unde trebuie, o predai unde trebuie, primești experiență. Și la final ne întoarcem în apartament și dormim ca să mai primim experiență după ce ne trezim. Dacă te-ar premia cineva așa și în viața reală doar pentru că dormi, ar fi genial. Sincer. Și eu cum am insomnii peste insomnii. Ia să vedem aici cine e. Eu sunt liderul? Eu sunt cea mai mare de aici cu level 74? Drăguț. Interesant, da. Haide. Să fiți atenți aici, că ar trebui să fac level 75. Vedeți? Gata, am făcut level 75. Hai că fac această minunată operă de Picasso și să vedem la final ce notă îmi dau. Și dacă iau și o 10. Deși am făcut pictura asta de m-am săturat eu de ea, o știu pe de rost, nici nu mai trebuie să mă uit. Mama, asta e ca ruptul foii când eram în clasa 1-a, 2-a și îmi rupea mama foaia. Deci fix așa e. N-ai făcut bine. Bă, mă, tu ce faci? Cât de daltonistă să fii să faci așa ceva? Hai că seamănă. La modul ce comanzi de pe eBay, poza versus ce primești. Cam așa e. Hai că m-am plictisit, lasă-mă în pace, ies afară. Am luat 10 ia uite pe ăștia cu B. Câțiva cu A. Și ce-mi place mie să fac în ora asta? Trebuie să mă opresc. Deci eu încerc să fac 2 videoclipuri într-unul singur și nu e bine pentru brand. Pentru firmă. Hai cu book check-ul. Ia să vedeți cât crește. Bau, a crescut un pic. Și ne vedem. După aia vă arăt rezultatul meu superb. Ce bine ar fi să se gătească așa cu puterea minții tu, nici să nu pui mâna pe nimic. Stai să te uiți la ele și să aștepți să se miște. Nici măcar să nu te uiți la ele, te uiți undeva pe lângă ele. Gen la modul, nu mă uit la voi. Faceți-vă de lucru. Am terminat opera de artă. Hai să mergem să-i le dăm cuiva pe toate. Yes. Yes. Poftim și tu, obrioșă. Și tu, obrioșă. Hai, mă. Ia și tu, obrioșă. Yes. Și acum fugim, că o să ne dă ăștia brioșe. Și nu vrem. E cel mai enervant lucru. Posibil. Și acum o să fugim. Am primit A. Și va trebui să... Da, să crească, vedeți? Wow! Aici trebuie să fie. Și vedeți cutiuțele astea aici, trebuie să băgăm, cum îi zice, tema, la final depinde de materia temei respective. Că, de exemplu, dacă e la engleză, trebuie să venim mai să băgăm în cutiuța de lângă camera unde se ține engleza. Pentru fiecare book check primiți experiență. Și ne vedem la final când o să iau o notă de 10. Iau tot pasta cu brioșele. Nu mai scăpași de ele, mă. Am luat 10. Ba, a crescut și steluța. Acum este lunch-ul, dar noi revenim după aia pentru că nu mergem la lunch. O să stăm efectiv aici ca să mai și consumăm. A, și încă o chestie șmecheră. Stați așa un pic să vedem. Deci, English Lunch Computer. Deci hai să ne luăm cartea ca să o avem în brațe. Și aici la cell phone, voi aveți practic telefonul. Aici sunt contactele. Dacă dați aici, nu, aici, vă arată energia. Eu deja am zero, nu știu cum se face. Dar e numai bine. Pentru că, chiar dacă aveți energie zero,
cum să zic, nu vă afectează felul în care zburați sau orice altceva. Doar e o chestie gen o chichiță care vă ajută să creșteți nivelul. Dormind, practic, este o portiță prin care puteți să vă creșteți nivelul foarte mult, pentru că dă foarte multă experiență în momentul în care dormi și ai energia de la 0 și o faci la 100. Deci puteți să vedeți, nu trebuie neapărat să vă duceți în apartament ca să vedeți câte energie aveți, puteți pur și simplu să vedeți din telefon. Pot să capă scări? Bau! Headshot! Acum nu mai pot. Ia uite și pe asta. Ariana Grande se dă cu capul de dulapuri. E cineva cu level mai mare? Ia uite! Păi ce fac, mă, tată? Ia uite pe asta. Hai cu book check-ul și ne revedem la final când o să luăm 10. Uite-l pe urâtul ăsta. Oleo, pleacă de aici! Demon, du-te! Du-te de aici, urâtule! Eu mă mut să mă bată mama, mi-e frică. Ok. Am luat 10. S-a umplut aici steluța. Acum mai avem ora de chimie. După care va trebui să ne facem tema. Asta e lucrul meu preferat de făcut. Buf. Ca pisica în picioare direct. Da, deci mai e ora asta, după care trebuie să ne facem temele, după care ne întoarcem la, da, era un lift acolo cu care te poți urca aici, doar că eu zbor după care cad așa în gol, nu iau liftul ca niște oameni normali, în fine. Ia uite-l și pe ăsta, mame, mi-e frică de tine, mă, urâtule, mamă, dar urât e, mă, ăsta e de la grav, ferească Dumnezeu, ok. Ia uite-l! Pa, nu! Nici să mă duc în fundul clasei. Nu, în fundul clasei. Uite aici vreau să mă duc. Uite aici. Urâtule. Să nu te pună sfântul să vii aici lângă mine. Nu! Nu! Stai acolo! Stai acolo! Ok, book check-ul. Ia uite-l pe ăsta ce stă lângă mine! Bă! Ia uite ce stai lângă mine, bă! Nu, eu plec. Mă bată mama. Eu plec să mă bată mama. Am căzut, am greșit, dar am și căzut și am și greșit, dar nu mai, gata, nu mai, să nu mai te aud. Și o să stăm aici pe scaun. Așteptăm să se termine orele. Așteptăm aici pe scaun ca să primim tema, să putem face și să o livrăm unde trebuie. După care ne întoarcem la apartament, cum am zis, dormim și să vedeți diferența dintre... Ia uite-l! Ia uite-l! Pleacă de aici! Marș! Marș! Urâtule! Ești un urât! Uite ce cap am! Am luat A? Ok, bun. Time to relax, catch up with some... Ok. Deci e gata. Deci dăm aici backpack, homework. And no homework. Hai, lasă vrăjala. Mă n-auzi. Cum adică no homework? Așa mai zic și eu. Ok, deci trebuie English, chemistry, computer. Deci prima, chemistry, aici. Stai. Deci aici am boxuța asta. Pac, și să vedeți aici cum crește, ați văzut? Bun, următoarea este English, deci va trebui să mergem aici, băgăm și aici, și apoi mergem, am trecut și nivel 7-6, deci practic am crescut cam un nivel jumate, doar făcând asta. Ok, băgăm și aici. Și va trebui să crească. Nu, cam două nivele, așa. Hai să mergem la apartament. Experiență mai puteți câștiga și de la fântână. Dacă nu știți ce e fântâna, vă arăt acum, oricum trebuie să ajung și eu acolo acum. Ia vedeți. Ce jumate? Mai mult de jumate. Ok, hai să mergem la fântână.
Unde e fântâna? Divinia Park. Să vedem ce... ce facem acolo. Ce primim. Hai că se încarcă cu spatele. Mă scuzați pentru vederea chiloților mei, dar asta e. Am ajuns la fântână, pur și... ce faci? Ce faci? Nu e ok ce faci. Dați click pe ea, începe vrăjala asta să așa, make a wish întotdeauna. Și e random. Adică nu vă alegeți voi povestea, pur și simplu este o poveste random. Și începe, after wishing to your heart's content, nu știu ce, la 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 la. Și te zice aici, now that you have the freedom to, așa, you decide to explore. Și aveți aici patru, mamă ce m-am speriat, am crezut că mi se închide laptopul, doamne. Ok, uite, hai să mergem the sparkly shoreside. Să vedem ce câștigăm. Și fiecare variantă are chestiile ei. V-am zis, ori pierdeți, ori câștigați. Ia să vedem. What a lucky dive. 750 de diamante. Hu-hu-hu. Ok, hai să mergem și la roată, dacă tot sunt aici cu voi. Și cu asta o să închei videoclipul. Deci asta este cea mai simplă modalitate. Eu așa am făcut level mare, foarte simplu. Am dormit când aveam energia pe zero. Ia-mă și pe mine cu mașina. Ia-mă și pe mine cu mașina. Ia-mă și pe mine. Mă! Așa, mă, tată. Ah, holy cupcake crumbs, do you normally jump in a moving car like this? O să-i zic, sunt nebună în felul ăsta. I'm crazy like that. Lol. Cât ai câștigat? Cât? 3000? Vreau și eu. Ok, hai. Wave 1. Haide cu diamantilii. Toate diamantilii să apeleze la mine. Haide. Ce unicornul? You want rainbow trail. Mă, cumva, ia stai să vedem ce am câștigat noi aici. Dau la dress up, cred. Rainbow trail. Nu te cred. Ia vedeți. Ia vedeți! Ce e asta în spatele meu? Ce este fumigena asta colorată? Dar nu știu ce să zic. E mișto așa când zbor, gen, dar... Zici că am o panglică legată de picior sau am plecat cu hârtie igienică după mine de la baie. S-ar putea să o dau la trading, gen. Nu prea-mi place, o dau jos. Nu e cine știe ce. Nu vreau. Ia mă calcă mașina. Ah, lol! Hey Larissa, what are you doing in my convertible? Ah, cred că e lol. Mamă cât de jenant mă simt. Deci eu efectiv vorbesc cu un bot. Ăsta este bot? O întreb. If people are not really... Are you a bot? Adică, pe bune, ești bot sau ce ești? Mamă, dar ce față creepy are. Nici nu mai mă uit la ea. Mi-e frică. Cică, hei, Larissa, ce faci în mașina mea? Convertible. Asta ce înseamnă? Accident, accident! Mamă, ce rasă se bușească. Unde mă bagi? Unde mă duci? Unde suntem? Mă rog, cam ăsta a fost episodul de astăzi. Sper că a fost util pentru cine vrea să se apuce de Royal High. Este foarte drăguț. Și e chill și e... Nu știu, mie îmi place tare, mie chiar îmi place rău de tot. Și poți să faci multe chestii. Pleacă de aici cu moaca asta a ta, în primul rând. Poți să faci multe chestii. Eu mi-am mâncuiat în campus, poți să ai... E un fel de cămin, adică împarți camera cu cineva. Și eu mi-am încuiat colega de cameră la mine în cameră, poți să încui ușa și gen, dacă e cineva, colega ta de cămin, de exemplu, dacă e la tine în cameră, tu poți să ieși din cameră să încui acolo și ea nu mai poate să iasă, efectiv, decât dacă iese din joc. Sau decât dacă încep orele sau lunch sau breakfast sau balul, prom night, pentru că dă-i acolo la go și automat o teleportează, dar în rest am încuiat-o acolo, efectiv, pentru că tu venea la mine în cameră, nu-i vina mea,
Venea peste mine, am încuiat acolo. N-am, mă, dacă tot îți place să stai aici, stai aici. Mă rog, cam ăsta a fost episodul. Sper că v-a plăcut și ne revedem... Episodul, clipul, mă rog. Și ne revedem în următorul clip, care să vedem ce va fi, ce se mai întâmplă până atunci. Aveți grijă de voi și cam atât. Pa, pa!